Încă 78 de locuri noi de muncă în județul Mehedinți. Mai multe detalii sunt disponibile la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, unde de asemenea se pregătesc 6 cursuri de formare profesională care se adresează șomerilor indemnizați sau neindemnizați. Persoanele interesate au la dispoziție 78 de locuri de muncă vacante care pot fi consultate la sediile Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă din Mehedinți. Administrator imobil un loc, agent de securitate 5, ajutor ospătar 4, ajutor bucătar 2, barman un loc, consilier juridic 1, coafor 2, cameristă 1, dulgher 6, economist un loc, expeditor internațional 1, femeie de serviciu 1, finisor interioare 5, ferar betonist 3, faianțar 1, frizer 1, instalator sanitar 1, îngrijitor spații verzi 1 loc, lucrător comercial 1, lucrător în bucătărie 2, lucrător gestionar 2, lăcătuș mecanic 1, menajeră 1, muncitor necalificat în construcții 5 locuri, necalificat în alte domenii de activitate 2, operator fabricare de pie 6, ospătar 3 locuri, operator calculator 1, șofer 1, sudor 1, supraveghetor hotel 2 locuri, sugrav 1 loc, tâmplar universal 2, zidar 7, un loc de vopsitor în lemn și un loc de vânzător. De asemenea, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă din Mehedinți pregătește cursuri de formare profesională. AJOFM, împreună cu organizația E-URS România, pune la dispoziția tuturor persoanelor interesate un număr de 407 locuri de muncă în străinătate. În Germania există 278 de locuri de muncă pentru muncitor în construcții, maestru constructor, educator, tăietor carne și lucrător în producția de carne, vopsitor industrial, sudor în carbon, hotel inoxidabil și sudor în aluminiu. În Spania există 69 de locuri de muncă vacante pentru inginer IT, cercetător științific și șofer transport internațional. În Finlanda există 43 de locuri de muncă vacante pentru personal curățenie, operator depozit în industria lemnului, operator bandă tot în industria lemnului, operator asamblare, operator confecționer măști sanitare și operator procesare carne. În Irlanda există 10 locuri de muncă pentru cei care au calificarea de dulgher. În Olanda 4 locuri de muncă pentru culegător mere și culegător flori. Există iarăși 2 locuri de muncă de farmacist în Franța și un loc de muncă în Norvegia pentru zidar faianțar. Cei interesați pot consulta atât ofertele de muncă, cât și cursurile de formare profesională la sediul AJOFM din municipiul Drobeta Turnu Severin, dar și în Orșova, Strehaia, Baia de Aramă, Vânjumare și Comuna Cujmir.